Ștefan, te salutăm! Salutare! Știi că suntem fanii tăi, ne place foarte tare ce faci și întreaga ta campanie. Și uite, acum e echipa în spate, am crezut că sunt niște afișe în spate. Ei sunt voluntarii cu care livrăm toată ziua meniuri către autorități, către cei care sunt în prima linie. Am spus că nu-i corect să-mi arog eu toate meritele, ei sunt primii luptători. Super, ai strâns 1.000.000 de euro pentru spitalul din Suceava. Da, am strâns mai mult de 1.000.000 de euro. Chiar astăzi un antreprenor s-a oferit să ne doneze 250.000 de euro. De ce a făcut asta? Pentru că a văzut că am strâns cea mai mare sumă pe care am donat-o foarte transparent către spitale. Am cumpărat concentratoare de oxigen, am cumpărat ventilatoare. Acum am plătit o factură prin care achiziționăm un camion mobil de terapie intensivă. Toate plățile au fost făcute foarte transparent. Toate cheltuielile care nu sunt incluse în donații le-am suportat eu. Am negociat și comisioanele la bancă să fie zero. Lumea vede că e foarte transparent, vede că muncim foarte mult și din cauza asta ne sprijină. Deci suntem la 1.250.000 de euro. E foarte interesant, aș vrea să le spui celor de acasă cum s-a strâns primul milion, adică finalul ăla e extrem de interesant. Deci, în primul rând, s-a strâns prin vânzarea de centimetri imaginari de autostradă. Asta e foarte important de știut, pentru că noi, practic, am vândut, între ghilimele, centimetri de autostradă. Oamenii, cetățenii, au devenit proprietari de autostradă, au primit și un certificat de milionar în fapte bune și am vândut 100.000 de centimetri pătrați. Filmam un clip tot pentru a obține donații și o doamnă în vârstă m-a oprit, mi-a făcut semn și a spus: domnule Mandachi, veniți către mine. Am mers către ea, nu știam ce vrea de fapt și a spus: vreau și eu să cumpăr 2 cm de autostradă. Cât de tare! M-am oferit să plătesc eu pentru ea și fără să-mi dau seama, ea era cetățeanul care a cumpărat printre ultimii centimetri și am configurat suma rotundă de 1.000.000 de euro. Foarte frumos! Asta e când oamenii au încredere și văd că se întâmplă lucruri bune. Și în același timp se întâmplă lucruri reale cu banilor, pentru că tu îndemnai pe oameni să cumpere centimetri de autostradă, iar banii se duceau direct în contul fundației. Deci, banii se duc direct în contul Crucea Roșie Suceava. Noi nu avem nicio treabă cu Crucea Roșie Română, noi suntem pe plan local aici. Avem un protocol încheiat între Crucea Roșie Suceava și organizația mea plus Asociația Studenților Mediciniști din Iași. Toate plățile sunt făcute transparent, cu acordul nostru, noi negociem la sânge fiecare achiziție. Acum dau seama cum au fost făcute alte achiziții, văd cum se fac achizițiile, negociez ca un antreprenor fiecare leuț care se cheltuie, sunt pe fază, cum se zice, verific de 2 ori tot ceea ce se întâmplă aici și ăsta e motivul pentru care am reușit să facem niște achiziții spectaculoase. Dacă te uiți aici, avem în cutii combinezoane, măști, mănuși, și tot ceea ce este necesar, toate achizițiile efective necesare pe care le cere spitalul de la Suceava, spitalul de la Câmpul Lung și o să încercăm să facem și o secție de pneumologie și la spitalul din Fălticeni care nu s-a deschis încă. Perfect, felicitări și știu că nu vreți să vă opriți aici, vreți să ajungeți la 3 milioane de euro strânși din acești centimetri de autostradă și vreau să le spui celor care se uită la noi cum pot și ei să ajute, te rog mult de tot. E foarte, foarte simplu. 1. Avem campanie aprobată de Facebook. Acum poți să doneze direct pe Facebook. Avem o strângere de fonduri. Deja în 3 zile am strâns 30.000 de dolari. Foarte mult. Ne-am propus acolo 500.000 de dolari. Deci 1. Pe Facebook. 2. Pe site-ul www.1km.ro. Intră pe site acolo. Poți să achite direct prin aplicație bancară sau prin PayPal. Deci pe 1km.ro se pot face plăți extrem de ușor, inclusiv online sau pe Facebook. Își cumpără câte un centimetru de autostradă sau mai mulți centimetri, sperăm să cumpere mai mulți centimetri de autostradă pentru că vom salva vieți cu acești centimetri imaginari de autostradă și vor primi la schimb un certificat de proprietar și un certificat de milionar în fapte bune pentru că am depășit deja 1.000.000 de euro. Felicitări, iar pe Facebook cum vă găsește lumea? Pe Facebook, pe pagina mea, că așa mi-a aprobat Facebook, pe pagina Ștefan Mandachi, fundraising autostrada Facebook, chiar așa se numește, pentru că am secționat o parte din autostradă, 50.000 de centimetri pătrați, special și dedicat exclusiv pentru Facebook, ca să ne repereze lumea mai ușor și ca să adunăm 500.000 de euro pentru camionul de terapie intensivă mult mai ușor. Vrem să ajungem la 3 milioane de euro, ăsta este targetul. Acum suntem la 1.250.000 de euro, dar lucrurile merg foarte bine pentru că am fost foarte credibili, foarte corecți, foarte transparenți și foarte muncitori.
Felicitări din toată inima și vă susținem și noi cum putem, suntem alături de voi și îndemnăm pe oameni să intre pe www.1km.ro să afle sau pe Facebook Ștefan Mandachi. Mulțumim mult de tot, să aveți grijă de voi și felicitări echipei din spate! Mulțumesc mult, Cătălin! Mulțumim mult de tot!